Bine ai venit! Te rog să stai confortabil și să închizi ochii. Meditația aceasta va sărbători bunătatea ta. Inspiră adânc și expiră prelung de 3 ori. Așa. Fii atent la corpul tău care se relaxează cu fiecare respirație. Meditația este o metodă bună pentru a ne opri și a ne acomoda cu noi înșine. Cu fiecare respirație ne întoarcem conștient în spațiul nostru interior, către pace. Poți să simți asta? Stai o clipă în acest spațiu care se formează în jurul respirației tale. Hai să reflectăm acum asupra bunătății tale. Suntem atât de obișnuiți să fim critici cu noi, să ne concentrăm asupra defectelor noastre și asupra defectelor altor oameni, cu greu găsim ceva bun la noi înșine, ceva ce ar merita sărbătorit. De fapt, pierdem din vedere cât de buni suntem dacă noi înșine nu o vedem. Acum te încurajez să-ți amintești o situație în care ai reușit să-ți faci viața mai frumoasă. Sau atunci când ai reușit să faci viața altcuiva mai frumoasă. Poți să te sărbătorești pe tine pentru câteva momente? În liniște? Doar respiră în acest spațiu creat de această amintire și mulțumește pentru propria ta bunătate. Creează mai multă energie și senzație de bine. Acum gândește-te la o situație când altcineva a făcut viața ta sau viața altcuiva frumoasă. Poți să te bucuri de bunătatea acestei persoane și să o sărbătorești în liniște câteva momente? Respiră și simte cum aprecierea pentru bunătatea acestei persoane îți umple inima cu căldură și iubire. Data viitoare, când vezi persoana respectivă, îi poți spune acest lucru. Poți să te duci să îi spui ceea ce ai văzut sau ai auzit despre el sau ea și ce reprezintă pentru tine. Acum poți să-ți amintești de o situație când ai greșit față de tine sau față de altă persoană? Poți, fără să te învinovățești, să simți dezamăgirea față de acel moment? Acum te rog să trimiți o respirație adâncă către acea amintire și spuneți că regreți, trimițând compasiune și iertare în zona inimii tale cu următoarea respirație. Și data viitoare poți să-i spui persoanei pe care ai supărat-o că îți pare rău. Chiar și ție poți să-ți ceri iertare. Și dacă cineva te-a rănit, în loc să ții supărarea, poți să generezi compasiune și iertare cu următoarea respirație. Trimite această energie vindecătoare în spațiul din tine care este ocupat de această amintire. Când ești pregătit,
Deschide ochii și simte liniștea și calmul din jurul tău. Pe curând!